băieții, haideți mă mai repede cu alegerile alea din 2009. Rezolvați misterul odată, că acum vin alegerile din 2869. Dar știți că nu e niciun mister, nu? Să lăsăm asta cu adevărul despre alegerile din 2009. Wow! Știm mă deja tot adevărul. Hoție, furt, minciună, democrație făcută de servicii, de instituțiile de forță ale statului. Nu e ca și cum nu s-a scris despre asta în presă. Presa aia necontrolată de... Ok, dar să lăsăm asta. A fost o simplă cină, chiar dacă vă dezamăgesc. Atunci, duminică 6 decembrie, a fost o simplă cină. A fost o cină, s-a servit masa, ne-am uitat la televizor, am servit masa și a fost o simplă cină în 6 decembrie. Deși uite cum te apucă nervii. Bă, impostorule, mă, bă! Ce fel de cină e aia, mă, în seara alegerilor cu șeful SRI, cu șeful operativ al SRI-ului, mă, și cu șefa parchetului general? Ne crezi tâmpiți? Erați niște gurmanzi, așa, a? Voi nici nu vă uitați la rezultatele alegerilor. No, a spus un film la DVD și asta a fost tot. După voi au făcut aia de la Netflix serialul House of Cards, nu? Când am intrat în politică, râdeau de mine de se prăpădeau că mă țin de cuvânt. M-au luat de fraier și acum am devenit un brand, da? Brandule, care ai ajuns tu un brand, putem să te atingem? Du-te, bă! Ce nu înțeleg mulți, nici nu e vorba despre ce ați vorbit voi exact acolo, ci despre cârdășia asta voastră care ține prizonieră democrația. Și să nu creadă cineva că acum, astăzi, nu e la fel cu aceste legături între oamenii cu funcții și servicii, procurori. Să fim serioși, voi vă imaginați că domnul Helvich, de pildă, a ajuns în fruntea SRI-ului pentru că e așa un tip foarte capabil, domne, foarte competent în domeniul ăsta, da? L-a făcut măsa spion. Nu, fraților, a ajuns șeful SRI-ului pentru că... Îmi face mare plăcere și un pic sunt și mândru, candidează Eddie Helvich. Bă, ascultați aici la domnul Helvich. În viață important e să știi ce geantă să cari. Desigur, despre alegerile din 2014 și despre alea din 2016 vom discuta cândva prin 2030. Da, o să mă vedeți aici la emisiune târându-mi părțurile și întrebându-vă: dragii mei, vă amintiți perioada 2014-2016? Ce vremuri! Uite, să face comisie parlamentară, taică, să-i ancheteze pe ăștia, să se vadă ce s-a întâmplat atunci. Ce prosteală! Ideea e că toate nenorocirile astea trebuie să dispară. Tu, Gabi Oprea, un doctor impostor, un nei ca nimeni, mă, un agramat, un închipuit, dădeai tu o cină pentru șeful SRI-ului și pentru procurorul general chiar în noaptea alegerilor. Mă, deci niște unii stăteați voi la masă așa, luați cina și puneați țara la cale. O să fie acuzat de cine împotriva umanității, Oprea. Și uite, de-aia e bine să existe turnători, ca așa aflăm și noi de cinele impostorilor. Ce mi-aduc aminte este că la un moment dat doamna Chioveși a plecat și atunci s-a cam spart viața. Eu am stat până a plecat doamna Chioveși. Eu nu am sesizat-o atunci, deci nu am sesizat că oamenii am mutat votul dintr-o parte într-alta. Eu am vorbit de o implicare. O implicare a unor înalți funcționari ai statului într-un proces electoral. Băi, alo, nenea, las-o jos, mă. Tu acum vrei să arăți că ăștia erau o gașcă, dar nici nu poți să spui cu voce tare: da, mă, am mânărit toți alegerile, de-aia ne-am adunat acolo. Că dacă nu, pierdea el matol. Evident că n-ai cum să zici asta. Altfel, doamna Chioveși, haideți, doamnă, haideți, ieșiți și spuneți ceva, că vă atacă impostorii din toate părțile. Uite, cu Ghiță în vie, cu Oprea la masă, haideți, ziceți-ne și nouă. Ați fost la Oprea acasă în seara aia? V-a dat Găbiță o îmbucătură de tocăniță de porc, așa, niște bulți, ce-ați halit? Că uite ce spune lumea rea: la Ghiță cu băutura, la Oprea cu haleala, mai fentați foamea, a? Deci, doamna Chioveși, cu toată dragostea vă spun, ideea e că trebuie să le spuneți oamenilor cum au stat lucrurile. Nu știu, că v-ați făcut frate cu dracul ca să treceți puntea, că a stat cu ei la masă ca să ajungeți procuror general și apoi șef DNA, că nici nu se putea altfel pentru că oamenii ăștia conduceau justiția. Orice, dar trebuie să vorbiți, pentru că n-ați fost la Oprea acasă pe persoană fizică, doamnă, dacă ați fost. Cum nu sunteți nici acum pe persoană fizică? Cu toții, dumneavoastră, voastră, procurorii, băieții ăștia din servicii și politicienii, sunteți plătiți de noi, mă! Iar statul ăsta e al nostru! Voi lucrați pentru noi, mă, nu noi pentru voi, că eu am impresia că voi nu înțelegeți!